Nu uita să intri și pe linkul din descriere pentru cele mai frumoase și ieftine huse pentru iPhone. Ioana Ginghină, probleme în vacanță. Ce a pățit actrița? Ioana Ginghină s-a bucurat de câteva zile de relaxare la munte, alături de Cristi Pitulice, dar și de fica sa, Ruxi. Doar că vacanța nu a fost așa cum și-ar fi dorit, căci s-a confruntat cu probleme de sănătate. Ioana Gindină, probleme de sănătate în vacanță. Într-o postare distribuită pe Instagram, actrița le-a mărturisit fanilor că de două zile nu se simte bine, după ce a făcut o alerge la ochi. Ioana Ginghina a mai spus că abia astăzi a mers la medicul specialist, dar tot simte un ușor disconfort. M-am trezit într-o dimineață cu o foarte mare alerge la ochi, respectiv acum două zile încă am pleoapele inflamate, deși am luat un antialergic. După un tratament dat la telefon de doctor, arăt așa, dar încă nu sunt bine. Mă ustură foarte tare pleoapele, a spus Ioana Ginină pe Instagram. Ioana Ginină a mai spus că nu s-a putut bucura pe deplin de vacanță, deși a fost plecată cu oamenii dragi, printre care sora și cumnatul lui Cristi Pitulice. Această vacanță a fost cu peripeții, pentru că acest disconfort de la ochi a făcut ca vacanța să nu fie perfectă, deși am fost cu oameni dragi mie, rude, familie, sora lui Cristi, soțul ei, copiii, noi trei cu Ruxi și cu Cristi. Am fost împreună la munte, dar acest disconfort nu m-a lăsat să mă bucur din plin de această vacanță, a mai spus actrița pe InstaStory.